Slăviți să fie Domnul! Este din nou un, hard har deosebit să putem să fim în casa lui Dumnezeu și aș vrea să mulțumesc fratelui Gabi pentru că mi-a dat această oportunitate să pot să continui mesajul de data trecută uh, pentru că cuvântul lui Dumnezeu, dragi frați și surori, este un izvor în care putem să ne adăpăm, să învățăm și cred că și în această seară Dumnezeu este gata să toarne din acest izvor și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să putem să plecăm din locul acesta zidiți și învățați de Cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la locul acesta. Aș vrea să mă folosesc tot de acest pasaj din Iacov, capitolul 4, versetul 11 și 12. Ne vom referi tot la acest pasaj de data trecută și spuneam că vorbirea de rău este Vorbirea aceea care aduce aspecte negative cu privire la o persoană, și are scopul acesta de a dărăma acea persoană, de a pur și simplu pune acea persoană jos și de a nu a -a ajuta. Vorbirea de rău, dragi face și surori, este foarte periculoasă, pentru că astăzi ne vom, vom, ne vom uita la efectele ei. Și atunci când m-am uitat la fetele vorbirii de rău, vreau să spun că, mai ales în ultima săptămână, de când am avut eu mesajul acesta, am fost foarte atent ceea ce vorbesc. Foarte atent. Niciun cuvânt nefolositor cuvântului Dumnezeu ne spune să nu ne iasă din, din gură. Și ne-am uitat data trecută la, la, scopurile, la scopurile vorbirii de rău și anume de ce oamenii vorbesc de rău și am amintit câteva scopuri printre care firea pământească în care avem această plăcere de a vorbi de rău, promovarea să ne punem pe noi deasupra altora, să denigrăm sau să pur și simplu să judecăm o situație. Sunt scopuri pe care oamenii le au atunci când vorbesc de rău. N-am văzut vreun om care să vorbească de rău fără scop. Este un scop, este un scop. Dar astăzi vom vedea ceea ce face vorbirea de rău în viața credinciosului, sau în, în viața bisericii, pentru că uh, ne vom uita la anumite situații din Cuvântul Lui Dumnezeu care, pur și simplu, sunt un atac la viața bisericii. Și primul efect al vorbirii de rău pe care l-am identificat din Scriptură este, este, vrajba. este vrajba. Dacă am fi să definim vrajba, Cuvântul Lui Dumnezeu vorbește foarte mult despre vrajbă foarte mult. Vrajba este, cu alte cuvinte, o neînțelegere între două persoane sau două partide sau două părți. Și m-am gândit oare de ce vorbirea de rău aduce vrajbă. A fost o situație câțiva ani de zile în care o persoană a venit la mine și am apreciat curajul ei sau curajul acestei persoane care a spus în felul următor, uite, eu vin înaintea ta și vreau să îmi spui, te rog, dacă e adevărat că ai spus lucrul acesta despre mine, pentru că o persoană mi-a spus că ai spus lucrul acesta despre mine. Și am apreciat curajul ei și am spus, uite, nu este adevărat. Și ce mi-am dat seama este că uh, o persoană a încercat să bage vraj între mine și persoana respectivă. Deci, fără să am o tangență cu acea persoană. Vrajba, dragi frași, este foarte periculoasă și ea este o efectul vorbirii de rău. Este foarte ușor să manipulăm prin vorbire, să manipulăm prin vorbire și folosindu-ne de, de minciună. M-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și am văzut că lucrul acesta de a vorbi de o persoană și de a băga vrașpă între o persoană și altă persoană este un lucru pe care Dumnezeu nu doar că îl urăște, este poate cel mai urât cuvânt folosit în scriptură sau în engleză se zice abomination. În, în, în românește ne folosim cuvânt, cuvântul urât. Proverbe vorbește despre lucrurile care le urăște Dumnezeu. Sunt șase lucruri pe care Dumnezeu le urăște, prin care limba mincinoasă, ochii trufași, picioarele care aleargă repede la rău și ultimul de pe listă, îl găsim în Proverbe, capitolul 6, versetul 19. Martorul mincinos este al șaselea și al șaptelea este cel care spune minciuni și al șaptelea este cel care stârnește certuri între frați. Adică cel care are aceast, acest scop să pună vrajbă între doi frați sau în, între mai mulți frați. Este un lucru pe care Dumnezeu îl, îl urăște. Este urât. Și mai dat în Cuvântul lui Dumnezeu și am găsit, dragi frați și surori, un lucru foarte periculos. Un lucru foarte periculos. Și am vrea să vorbim și să dăm pe față un duh despre care ne vorbește Scriptura și anume Duhul Izabelic. Unul împărați capitolul 21. Haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu ca să învățăm, să vedem ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ceea ce s-a întâmplat. Un om pe nume Nabot avea o vie. Omul acesta a avut ghinionul să fie vecin cu împăratul, Ahab. Și împăratul Ahab, știți ce a făcut? A mers la omul acesta și a spus, Nabot, te mi îmi place via ta, te rog frumos, vreau să ți-o cumpăr. Și Nabot a spus, nu, este via, via mea, via părinților mei, nu vreau să ți-o dau. Ceea ce s-a întâmplat este că omul acesta a plecat. Și vreau să vă întreb, dragi frați și surori, dacă Știm că Izabela a intervenit. Dar vreau să vă întreb, dacă Izabela nu intervenea, rămânea conflictul acolo? Problema rămânea închisă. Omul acesta a spus, ok, nu mi-o dai, problema ta. Mă duc acasă și mă supăr câteva zile și am plecat. Dar uitați acest duh Izabeli care vine și Izabela vine la Ahab și spune, Ahab, lasă, iau problema în mâinile mele, lasă că știu eu ce să fac știu eu ce să fac și știu eu ce să vorbesc. Și vreau să fim foarte atenți, dragi frați și la acest duh Izabele, care este un duh manipulator, un duh care folosește cuvinte, dar ceea ce a făcut Izabela a, a, băgat o vrajpă între omul acesta și Nabot, între Ahab și Nabot. O luptă pe, pe care nu era ea ei. Și îmi vrea să ne uităm la caracteristicile acestui Duh izabelic, pentru că vreau să vă spun că în lumea aceasta noi trebuie să luptăm cu cine? Cu Duhurile răutății. Și atunci când vedem un Duh de acest al răutății, un Duh izabelic, noi trebuie, dragi fașul să știm cum să reacționăm și să știm cum să ne protejăm, pentru că poate să ne acapareze și pe noi și să putem să știm să răspundem potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când Izabela a venit la Ahab, planul ei a fost următorul. A trimis niște scrisori în numele împăratului și au început așa, vestiți un post. Puneți doi oameni de nimic ca să vorbească despre Nabot, puneți-l în mijlocul poporului și să spuneți despre el că a blestemat pe Dumnezeu. Uitați cum începe Duhul acesta să vorbească. Vestiți un post. Vestiți un post. Știți cum începe Duhul Izabelic, dragi frașesul, cu lucruri spirituale. Începe să vorbească de lucruri spirituale. Țin minte că m-a contactat cineva odată și a început să-mi vorbească despre lucruri spirituale și m am mirat și am început, mă lucrarea aceasta este, persoana aceasta este o persoană spirituală, face lucruri pentru lucrarea lui Dumnezeu și apoi am văzut că începe să-mi vorbească despre frați, să denigreze pe frați. Și atunci a trebuit să opresc și să-i spun acestei persoane, nu sunt interesat de lucrurile acestea până aici. Lucrurile acestea nu mă privesc pe mine și trebuia să stopez acea conversație. De ce? Pentru că, deși a venit cu lucruri spirituale la mine, cu posturi, cu fel și fel de lucruri pe care le numim noi spirituale, ei se folosesc de lucrurile acestea spirituale pe care le aduc ca și manipulare în viața noastră. Așa a venit și Izabela. Vestiți un post. Vestiți un post și puneți doi oameni de nimic. Apoi, Duhul acesta, Izabelic, se folosește, dragi și lor, de lucruri premeditate. Premeditate. Aveți grijă când vorbiți cu unii oameni, pentru că ei deja și-au făcut niște planuri pe care deja le-au gata făcute și de multe ori noi suntem, pentru că suntem sinceri și de multe ori ne deschidem unor oameni, ei doar ne folosesc, ne folosesc pe noi. Ei doar vor uh, un anumit lucru de la noi și știți și de rămâne rănit. Noi, pentru că noi ne-am deschis și n-am fost atenți la acest duh Izabel, care deja și-a făcut și-a premeditat tot planul și l-a făcut. A ales, a ales doi oameni de nimic, a trimis scrisori, știți la cine? La bătrânii, la, la bătrânii cetății din Israel. Oameni cu influență. Și un ultim lucru, o ultimă caracteristică este minciuna. Întotdeauna va folosi arma minciunii. Dragi frați și surori, îmi vrea ca ducul acesta, Izabelic, să, să nu fie prezent în mijlocul nostru, peste că este un duc periculos, un duc care influențează oameni, un duc care manipulează și un duc care, care face stricăciuni, pentru că efectul acestei vorbiri de rău împotriva lui Nabot a fost moartea lui Nabot. A fost moartea lui Nabot, putem să spunem noi, un om nevinovat, un om nevinovat care a căzut în plasa celui rău. Un al doilea efect atunci când vorbim de rău sunt zavistiile, despre care iară Scriptura vorbește destul de des. Atunci când vorbim de zavistie, vorbim de dușmănie, vorbim de ură și ostilitate. Haideți să ne uităm în 1 Samuel, capitolul 18, unde Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre un om care a ajuns în lui Israel, și anume Saul, care spune următoarele cuvinte. Atunci când David a venit de la luptele lui, femeile, ace... femeile cântau și răspundeau unele altora și ziceau: Saul a bătut milele lui, iar David zecile lui de mii. 1 Samuel 18:8. Uitați ce spune. Când a auzit Saul aceste cuvinte, Saul s-a mâniat foarte tare. Și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis lui David, îi dau zece mii și mie îmi dau mii. Nu-i mai lipsește decât împărăția. A rostit cuvintele acestea din gura lui. Și știți ce s-a întâmplat atunci când a rostit cuvintele acestea din gura lui? Vesetul nouă. Și din ziua aceea Saul a privit cu ochi răi pe David. Iată, -s, ceva s-a schimbat. A intrat o gelozie, a intrat o invidie, a intrat o dușmănie, a intrat o zavistie acolo. Și știm cu toții povestea, ceea ce s-a întâmplat între Saul și David. A fost o dușmănie, a fost o, o zavistie. Din cauza faptului că s a rostit aceste cuvinte, a fost o, o vorbire de rău rostită. Și ne punem întrebarea, dar oare care e problema? Că vorbim de rău. Dar uitați ce spune Vesetul 10. A doua zi, Duhul cel rău, trimis de Dumnezeu, a apucat pe Saul care s-a înfuriat în mijlocul casei. Dragi fașeselor, ne întrebăm de multe ori de unde vin duhurile de unde vin lucrurile peste viața noastră, de unde vin problemele și certurile în familie și în, în biserică, știți de unde, dragi frate și din cauza vorbilor pe care le rostim, care seamănă în, în inimile fraților noștri, seamănă zavisti, seamănă dușmânie, seamănă urostilitate. Când suntem chemați să fim oameni care lucrează pentru binele trupului Lui Hristos, și ce se întâmplă? Diavolul își face preanul și Duhul cel rău te poate te poate acapara, poate să vină peste viața ta și ești un om folosit în mâna acelui rău. Și Saul a fost doar doi ani unsului Dumnezeu și apoi după doi ani de zile, deși a fost împărat foarte mulți ani de zile până când David -a, a devenit împărat în, în ochii oamenilor, omul acesta a umblat fără Dumnezeu și Dumnezeu să ne păzească de aceasta. Spuneam că zavistia se manifestă prin dușmănie, și se manifestă prin pismă. Pismă, dacă am fi să definim cuvântul acesta, este un fel de sentiment de nemulțumire egoistă sau o pică pe cineva. Dacă vezi cuiva că îi merge bine sau ai așa o nemulțumire egoistă față de acea persoană și ai, ai o pică, parcă nu-ți scade bine la suflet. Pisma aceasta este foarte periculoasă. Este foarte periculoasă și va trebui să scăpăm de ea și dacă în seara aceasta avem pismă în inimă, în numele Lui Iisus Hristos va trebui să scăpăm pentru că ea distruge. Ea distruge. Haideți să ne uităm ce spune Iacov în, în, în tot în cartea sa, Iacov, capitolul 3, ce spune despre pismă. Iacov, capitolul 4, de fapt, versetul 14, cuvântul spune așa, dar dacă aveți în inima voastră pismă amară, Pisma amară. Știți ce aduce pisma? Aduce amărăciune. Aduce amărăciune. Și mai departe spune și un duc de ceartă: să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Pisma aduce amărăciune. Și amărăciunea aceasta nu stă singură acolo. Ea produce ceva în inimile noastre. Vesetul 16. Uitați ce produce amărăciunea. Acolo unde este pisma și duc de ceartă este tulburare. Și tot felul de fapte rele. Vedeți ce face o vorbire de rău? Aduce pismă, pisma aceasta aduce amărăciune în ființele noastre, amărăciunea aceasta aduce tulburare și apoi vedem tot felul de fapte rele de care nu ne mai mirăm. Nu ne mai, nu ne mai mirăm în ziua de astăzi pentru că oamenii nu mai caută pe Dumnezeu. Tot cuvântul lui Dumnezeu ne spune exact același lucru. Exact același lucru în Evrei, capitolul 12, versetul 15. Exact același lucru care îl spune Iacov, spune și cartea lui Evrei. Luați seama ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune. Amărăciunea aceasta ce face? Aduce turburare și turburarea aceasta aduce întinarea multora, mulți să fie întinați de ea. Vedeți? O vorbire de rău nu te afectează doar pe tine, afectează și pe cei din jurul tău și aduce întinare, întinare în trupul lui Hristos. Aduce întinare fraților noștri. Mulți se întinează cu această turburare. M-am uitat doar la cazul Domnului Isus Hristos. Știm că Domnul Isus Hristos a fost vorbit de rău și vorbirea aceasta de rău a pornit de la cei care au vrut să-L omoare. Și atunci când Isus Hristos a venit înaintea lui Pilat, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Matei 27 cu 18, ne spune că Pilat știa că din pismă dăduseră pe Iisus în mâinile lui. El știa lucrul acesta că din pismă, adică din invide, din gelozie, dar el avea mâinile legate, nu avea ce să facă. Dar știți ce produce această pismă? Atunci când a început judecata și când oamenii strigau, Cuvântul lui Dumnezeu ne, ne spune că s-a creat o mare zarvă, s-a creat o mare zarvă, s-a creat o mare zarvă și pentru că întotdeauna pisma, amărăciunea, vorbirea de rău duce la zarvă, la lucruri în care să nu ne mai înțelegem, la, la zavistile acestea în care să nu ne mai înțelegem și Pilat spune că când a văzut că se creează o zarvă, adică oameni care strigau, omul acesta a vorbit de, este blasfemia pe Dumnezeu, este, este împotriva legii noastre și fel și fel de lucruri, alții strigau altceva, s-a creat o zarvă în locul acela și nu a fost, nu a fost pace. Uitați-vă la exemplu Domnului nostru Iisus Hristos. Dragi frați și surori, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea același duh izabelic în cartea Apocalipsa. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Duhul acesta izabelic, ce să facem? Să vorbim cu el? Nu, să-l dăm afară. Adică să nu avem de-a face cu astfel de lucruri și când vedem astfel de lucruri, să, să pur și simplu, să luăm cuvântul lui Dumnezeu și să confruntăm astfel de situații. Cuvântul ne spune că Izabela, în biserica din Tiatira, ea se dădea prorociță. Ea se dădea prorociță. Vedeți? același lucru, lucruri spirituale, dar lucrurile care erau de desubt, curviile, curvile, idolatria, minciunile, erau, erau, veneau după ea. De aceea, dragi frați și soră, să fim foarte, foarte atenți pentru că putem să fim întinați doar prin faptul că am stat cu cineva de vorbă. Dumnezeu să ne dea discernământ spiritual și să putem nu doar să, când ascultăm astfel de lucruri, nu doar, doar să plecăm de acolo, dar și să avem un cuvânt din partea lui Dumnezeu, ca și, ca și cum să, să fim gura lui Dumnezeu. Să putem să distrugem astfel de lucruri care, care vin să distrugă Biserica lui Dumnezeu. De deci, aceea, așa cum spuneam, când ne deschidem în gura, este foarte important să ne gândim înainte ce, ce spunem, pentru că uh, cuvintele noastre, dragi fașilor, au greutate atunci când sunt rostite. În al treilea efect, vorbeam de zavisti și de uh, vrajbă, sunt bănuielile, bănuielile rele. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre bănuieli rele. Gândiți-vă că stați de vorbă cu o persoană și persoana aceea vă spune despre o altă persoană și vă spune despre, ceea ce, despre experiența ei cu acea persoană, o experiență rea. Și vă faceți o, o impresie sau o preimpresie că persoana aceea, în orice circunstanță, va reacționa așa cum reacționat atunci. Și vă faceți o bănuială și atunci vă gândiți, mă, hai să văd, oare ce relație am eu cu persoana respectivă? Oare ce mi-a spus? Oare ce, ce s-a gândit? Și atunci veți asimila toate lucrurile cu lucrurile pe care le-ați primit. Și atunci veți da în bănuieli. Și vei spune, o, fratele respectiv, o, oh, dar știu, cred că umblă el cu, cu, ceva, cu ceva lucruri ascunse pentru că mi-a spus cineva. Și atunci dăm un bănuiel fără să avem informații verificate despre cineva. Fără să avem informații verificate despre cineva, dragi frați și surori. Întotdeauna, așa cum a venit sora respectivă la mine, și ce să facem? Să verificăm informația. Nu vă, să nu vă fie greu dacă uh, să, să mergeți la un frate și să-i spuneți, frate, ai spus lucrul acesta despre mine sau, uite, frate, hai să clarificăm, clarificăm situația. Pentru că uh, sunt oameni care vin și bagă vrajul, lucruri care nu sunt adevărate. Țin minte că uh, m-a contactat o persoană și a început să-mi să spună ceva lucruri rele despre o altă persoană. Și atunci uh, i-am spus în felul următor, uite. Eu nu vreau să am de-a face cu așa ceva. Ce vreau să faci tu, nu știu dacă este adevărat sau nu, dar verifică acea informație sau adresează acea problemă cu persoana respectivă. Și credeți că a făcut-o? Nu. Pentru că scopul ei nu era să. Scopul acestei persoane nu era să, să aducă o soluție, era doar să denigreze o persoană, alte persoane. Înțelegeți? Deci când primiți o informație despre cineva, verificați acea informație și vorbiți cu persoanele respectivă și spuneți, ok, du-te și vorbește tu și rezolvă problema. Pentru că al, altfel, dragi frați și surori, suntem doar ni, în, în niște uh, lupte și certuri care nu se mai termină. Dumnezeu ne cheamă, ne, ne, ne cheamă să fim sinceri, Dumnezeu ne cheamă să fim oameni ai cuvântului Său, oameni care uh, atunci când vorbesc, vorbesc cuvintele Lui și să nu luăm orice, orice lucru care se aude. Ce să fim oameni care filtrează informațiile pe care le, le primim și să vedem, mă, oare, uh, oare lucrul acesta aduce zidire, oare conversația în care sunt angajat aduce zidire sau aduce dărămare și să nu fim angrenați în conversații care, dragi surori ne pătează, ne întinează și când plecăm de acolo, plecăm dărămați. Plecăm dărămați. O altă... Un alt efect al, al, vorbirii de rău sunt zvonurile neadevărate. Zvonurile neadevărate. Exod, capitolul 23, versetul 1, cuvântul ne spune să nu răspândezi zvonuri neadevărate, să nu te unești cu cel rău ca să faci o mărturie mincinoasă pentru el. Iarăși, lucruri pe care nu le cunoaștem, să nu le răspândim. Deci toate lucrurile acestea sunt Consecințele sunt efectele vorbirii de rău pe care le vedem în jurul nostru și care sunt foarte acaparante, dragi frați și surori, și trebuie să fim foarte atenți ceea ce luăm în ființa noastră în și ceea ce dăm mai departe. Apoi, un alt efect distrugător sunt uciderile. uciderile. Să știți că cu vorbirea de rău putem să ucidem caracterul unei persoane. Putem să asasinăm pe cineva prin vorbele noastre. Caracterul unui om poate să fie distrus prin vorbire de rău. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 14, ne spune în felul următor: Oricine urăște pe fratele său, versetul 15, este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș nu are viață veșnică rămânând în el. Putem să ucidem, dragi faștelor, caracterul unei persoane, așa cum a fost omorât Ștefan. Prima dată i-a omorât caracterul. Un om plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, un om care făcea voia lui Dumnezeu, omul acesta a fost vorbit de rău, au fost găsit martori mincinoși care au venit împotriva lui și prin vorbele acelor martori, pentru că știți că era, era nevoie de doi martori, cel puțin doi martori împotriva, împotriva, împotriva cuiva, Ștefan a fost omorât cu pietre. omului lui Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt, a fost ucis și la propriu și la figurat. Dumnezeu să ne păzească, dragi frați să să ucidem pe frații noștri. Sunt chemați să ridicăm. Apoi uciderea moralului unei persoane. În cartea Levitic, capitolul 19, versetul 16, cuvântul ne spune să nu umblăm cu bârfel în popor. Dar uitați ce spune mai departe. Deci să nu te ridici împotriva vieții apropiului tău. Deci, aceste fraze sunt în același veset. Ce vrea să spună? Atunci când bârfim, atunci când vorbim de rău, noi de... ce facem de fapt? Noi ne ridicăm împotriva propriului nostru, împotriva vieții lui. Și putem, dragi frași și solfăzi, să știm să, să ucidem moralul, caracterul persoanei de lângă noi. Dumnezeu, dragi fași și să ne păzească de lucrul acesta și să ne dea înțelepciune ca să știm ce trebuie să-l vorbim. Mă duc aminte de prorocul Ilie atunci când a fost, atunci când a auzit despre Izabela care a spus cuvinte rele împotriva lui, omul acesta a fugit. Deși făcuse lucruri mare înaintea lui Dumnezeu, cu prorocii lui Ba, știți, știți povestea, omul acesta a plecat, a plecat datorită unor cuvinte, cuvinte care a distrus moralul omul acesta, a zis, mă, nu mai fac nimic, mă iau, mă retrag, mă duc în pustie și vreau să mor. Deci au ajuns la o atitudine în care omul acela și-a trupt viața din partea lui Dumnezeu. Apoi, prin cuvintele noastre, dragi frați și surori, noi putem să ucidem lucrarea unui om. Iarăși ne ducem la același împărat, împăratul Ahab, împăratul lui Israel. Omul acesta, a vrut să meargă la război împreună cu împăratul lui Iuda, Ioahaz, și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că s-au găsit acolo 400 de proroci care au vorbit de bine. Și au spus, da, duceți-vă împotriva, uh, mi se pare, Galadului, poftim? Da. Ramotului din Galad, mulțumesc, și pentru că îl veți îl veți cuceri. Și atunci împăratul lui Iuda, Ioahaz uh, sau Iosafat, mi se pare că Iosafat, a spus în felul următor, nu mai este nimeni aici, nu mai este nimeni aici, nici un proroc al lui Dumnezeu ca să întrebăm, să vedem, mă, chiar să mergem? Și omul acesta a început să spună despre un proroc pe nume Mica. Și a spus, mai este aici Mica, dar pe omul acesta îl urăsc. Îl urăsc pentru că omul acesta n-am treabă cu el, el vorbește numai de rău și pur și simplu, a vrut să-i distrugă slujirea, lucrarea și reputația înaintea lui uh, Iosafat. Și cuvântul lui Dumnezeu, dragi frați, și ne spune că a venit a venit uh, Mica înaintea celor doi împărați, Ahab și uh, Iosafat. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că prima dată omul acesta s-a intimidat. S-a intimidat. Și a prorocit mergeți pentru că Dumnezeu va fi cu ei, cu voi. A doua oară când a fost întrebat, mă, chiar asta este cuvântul lui Dumnezeu, Mica atunci a luat în inima din și a spus, nu, nu mergeți pentru că văd, văd Israelul risipit, nu mergeți, nu mergeți. Dar s-au ridicat acolo proroci mincinoși, mi se pare că Zedechia, unul dintre ei, care i-au spus, nu, omul acesta nu vine din partea lui Dumnezeu și a început să vorbească lucruri din partea celui rău. Și au denigrat, au uh, demoralizat omul acesta și lucrarea lui. Au vrut să denigreze lucrarea aceasta. Dar Dumnezeu a fost cu mica. Dragi frați și surori, lucrul pe care l-am găsit în acest, în acest text din împărat 22, din acest doi împărat, este uh, să aveți grijă cu cineva, aliați. Să aveți grijă cu cineva, aliați. Iosafat s-a aliat cu Ahab, împăratul lui Israel, care era un Ahab cumplit de rău, un împărat cumplit de rău, și știți ce s-a întâmplat atunci când au mers la luptă, împotriva lui Mica, zic, no, noi nu avem nevoie de tine, du-te înapoi la închisoare de unde ai venit, te hrănim cu pâinea întristării, știți ce s-a întâmplat? S-au mers împotriva uh, sirienilor și gândiți-vă ce au spus ei, voi să țintiți doar pe împăratul lui Israel, doar pe el, când îl vedeți în luptă. Și oamenii aceștia l-au văzut pe Iosafat și au căzut au zis, uite, ăsta este împăratul Israel. Ăsta este împăratul Israel și l-au omorât. Dragi frați și surori, gândiți-vă că vă puneți în aceeași oală cu cel rău. Oamenii, când vor, 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 vă vor vedea în prezența unor oameni care n-au de-a face cu Dumnezeu, vor spune pe el, ăsta este de omorât. -veți, vă veți spune într-un anturaj care, în care Dumnezeu nu va a chemat. Și vă veți întreba oare de ce am fost rănit? Pentru că sirienii, dușmanul, l-a tras acolo unde a crezut că este împăratul lui, Israel, dar de fapt l-a omorât pe celălalt. Și ne vom pune în circunstanțe în care Dumnezeu nu ne-a chemat, denigrând oamenii lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta și ultimul efect este moartea spirituală. Murim spiritual, dragi frați și surori. Dar slăviți să fie Dumnezeu că există o soluție pentru vorbirea aceasta de rău. Există o soluție, dragi frați și surori, și cuvântul lui Dumnezeu nu este lipsit, este plin de soluții și dacă citim evangheliile și scrisorile, epistolele, în mod special ale lui Pavel, nu avem scuză, nu avem scuză. Haideți să deschidem în Efesim, capitolul 4, să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre noi. Efesim, capitolul 4. Ne vom uita la acest capitol și vom lua de aici lucrurile care ne trebuie pentru no pe, 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 ne, ne trebuiește nouă ca să biruim acest lucru. Vesetul 1. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cum? Cu toată smerenia și blândețea. Smerenia și blândețea. Hai să, să luăm cheile acestea din Cuvântul Lui Dumnezeu și să le, lu le luăm pentru noi, pentru că vom putea birui atâta de ușor. Atunci când ne smerim, atunci când căutăm să fim ca și Domnul nostru Isus Hristos, care a fost blând și smerit cu inima. În, în Filipeni, capitolul 2, versetul 3, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să nu facem nimic ca din duc de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în, în smerenie noi să privim pe fiecare mai presus de El însuși. Și versetul 4, fiecare din voi să se uite nu la foloasele Lui, ci și la foloasele altora. Dragi frați și dacă în smerenie eu vă văd pe fiecare mai presus decât mine, eu dacă vă vorbesc de rău, vă dați seama că eu sunt și mai rău decât dumneavoastră? Dacă eu vă văd pe voi mai presus și eu vă vorbesc de rău și... Vă gândiți la principiul acesta. De atunci eu nu pot să vă vorbesc de rău, pentru că dacă vă pun și pun foloasele voastre deasupra foloaselor mele, eu nu pot să vă vorbesc de rău, eu pot doar să vă iubesc. Apoi, cuvântul Lui Dumnezeu ne spune, deci revenim la Efesim, capitolul 4, că am spus că luăm câteva chei de aici, în același verset, versetul 2, cu toată smerenia și blândețea, apoi ne spune cu îndelungă răbdare. Își vrea să înțelegem un lucru, dragi frați și surori, și anume că nu toți au ajuns la același nivel de maturitate spirituală. Noi de multe ori ne uităm în viața altora și începem să judecăm, începem să vorbim de rău că nu este bine asta, nu este bine asta, dar nu toți au ajuns la același nivel de maturizare, pentru că sunt trepte ale maturizării. Unii sunt mai jos, alții sunt mai sus. Cuvântul Dumnezeu ne spune că noi care suntem cum? Tari, noi să răbdăm slăbiciunile celor mai slabi, nu să îi lovim, nu să îi punem jos, nu să îi judecăm, ci să îi ajutăm să. Să-i să răbdăm, adică să, să fim cu ei, să le fim de folos, să-i ridicăm la un nivel un nivel mai. mai să, să fie și ei unde suntem, și noi, dacă noi am ajuns la un nivel. Deci să avem răbdare, dragi fașilor, cu frații noștri. De multe ori, poate n-am avut răbdare cu un frate și l-am judecat, că, mă, omul cum poate face lucrul acesta? Poate a fost doar născut, de nou de, născut uh, din nou de curând. Dar lui trebuie lapte dovnicesc, el trebuie să crească, el sunt aspecte în care trebuie să crească și poate l-am judecat, poate l-am vorbit de rău. Apoi pe cel care a căzut în păcat. Noi de multe ori, dragi surori, avem, poate avem o răbdare, dar nu avem o îndelungă răbdare pentru cel care cade în păcat. Dar uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu și ne referim tot la epistolele lui, lui, Pavel. Acum mergem în Galaten, capitolul 6, versetul 1. Fraților, dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, deci noi, care sunteți cum? Dovnicești, să ridicați cum? Cu Duhul blândeții. Smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. Și apoi ne spune Cuvântul, ia seama la tine însuți ca să nu fii spiti și tu, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Vă spuneam data trecută, cum împlinim legea lui Hristos? Uitați-vă. Purtați-vă sarcinile. Dacă vă vorbiți de rău, călcați legea lui Hristos. Efesim, capitolul 4, în continuare, cuvântul ne spune versetul 2, cu îndelungă răbdare, apoi ne spune să ne îngăduim unii pe alții cum? În dragoste. Și se cânta despre dragoste, se vorbea despre dragoste. Deci Dumnezeu ne cheamă la dragoste, la îngăduința aceasta. Cuvântul ne spune că dragoste acoperă o sumedenie de păcate și m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu în proverbe și spune că acoperă toate greșelile. Dragostea, dragostea acoperă toate greșelile. Uitați ce spune 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Exact ceea ce am cântat cântarea pe care am cântat despre dragul. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, ea nu pismuiește, ea nu se laudă, nu se umfă de mândrie și dacă citim mai departe spune că ea nu se gândește la rău. Adică ea, dacă nu se gândește la rău, nu poate să vorbească de rău. Nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, exact ce am vorbit despre smerenie, adică să căutăm folosul celui de lângă noi. Nu se mânie, adică nu intră în vrăjmășie cu nimeni și nu se gândește la rău. Apoi, dragi frați și surori, avem rugăciunea. Și Domnul Iisus Hristos ne spune că atunci când suntem vorbiți de rău, noi să ne rugăm. Dar nu doar pentru noi, cuvântul ne spune în Luca 6 cu 28 să binecuvântați pe cei ce vă deastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Apostolul Pavel ne spune că atunci când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Atunci când, vorbiți, când, suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Deci rugăciunea are și ea un, un, efect în viața noastră împotriva, împotriva vorbirii de rău. Pentru că Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu ne însufețește și ne dă cuvinte cu care să ne rugăm. Tot în Efesim capitolul 4, dacă veți citi uh, între capitolul, uh, eu doar vreau să zăbovesc spre sfârșitul capitolului acum, la vesetul 29. Să știți că vorbirea de rău și cel care este obișnuit să vorbească de rău nu se poate opri așa instantaneu. Poate dacă înțelege Cuvântul lui Dumnezeu și dacă este străpuns în inimă, dar este un proces de disciplinare. Uitați ce spune. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie. De ce? Ca să dea, ca să dea har celor ce-l aud. Adică toate cuvintele pe care le rostim trebuie să fie filtrate. Și aceasta este o disciplină. Este o disciplină. Mă autodisciplinez ca niciun cuvânt stricat să nu miasă -mi din gură, ci unul bun pentru, pentru zidire ca să dea har. Ca să dea har. Vesetul 31. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul. Vostru. Deci este nevoie de o renunțare la aceste lucruri. Prin cuvântul Lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt care ne ajută. Trebuie să avem o atitudine să fim atenți la ceea ce vorbim, să, să fi, avem discernământ și să nu lăsăm ca lucrurile acestea să iasă din, din ființa noastră, ci să ne opunem. Ce să ne opunem, să renunțăm la lucrurile acestea. Cuvântul spune ca aceste lucruri să, să piară. Să piară din mijlocul nostru. Și un ultim lucru, dragi frați și surori, versetul 32, și îmi place Vesetul acesta, este po posibil soluția mea favorită pe care o iau pentru mine. Este, este mila. Este mila. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a avut milă de mine, a avut milă de fiecare dintre noi. Și dacă a avut milă de mine, atunci cine sunt eu să nu am milă de altul? Uitați ce spune. Fiți buni unii cu alții și apoi spune să fiți miloși și iertați-vă unul, unul, pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în, în Hristos. Și ce face mila? Tot Iacov ne spune în cartea sa. Haideți să citim și apoi încheiem. Iacov, capitolul, capitolul 2, versetul 12 și 13. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. Că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruie judecata. Dragi frați, dacă plecați cu ceva, plecați cu vesetul acesta. Plecați cu vesetul acesta și atunci când veți vrea să vorbiți de rău, poate neintenționat, poate vorbești așa neintenționat de cineva și îți dai seama, mă, ce fac acum? Îți dai seama că mila birului judecată este fratele meu. Este fratele meu pentru care Isus Hristos a murit și a dat viața. Eu îl iubesc, suntem în trupul său și am milă pentru el. Așa cum Domnul Isus Hristos a avut milă pentru mine. Noi suntem ca omul acela din pildă aceea care, căruia i s-a iertat foarte mult. Și atunci când l-a întâlnit pe datonicul său, i-a cerut, înapoi, i -a cerut înapoi banii. Dragi lor, Dumnezeu ne-a iertat. Noi trebuie să iertăm pe cei din jurul nostru. Da, oamenii ne-au făcut rău, dar noi trebuie să iertăm și îi iertăm în numele Lui Iisus Hristos. De ce? Ca noi să fim liberi și ca trupul Lui Hristos să meargă înainte. Pentru că Dumnezeu a avut milă de noi și noi trebuie să avem milă față de seminii noștri. Aveți grijă la cuvintele pe care le spuneți. Vorbiți între voi cu, cu psalmi, cu cântări de obnicești, cu poezie, așa cum am auzit în această seară, cu rugăciun rugăciuni, cântări, și Duhul lui Dumnezeu va fi între noi. Aceasta este vorbirea care trebuie să ne caracterizeze și dacă sunt, dragi frate și soră, oameni care, care, încă trăiesc în astfel de lucruri, haideți să, haideți să, fim noi o pildă pentru ei. Și atunci când vor începe să vorbească și vor vedea că ceva s-a schimbat în noi, voi puteți să schimbați pe cineva, știut asta? Și atunci spui, mă, dar nu mă asculți, ce zic? Și atunci poți să-i spui, nu, haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, este fratele nostru, trebuie să-L iubim, poate a greșit, hai să ridicăm, hai să fim trupul Lui Hristos, hai să, hai să fim cu adevărat ceea ce Dumnezeu ne cheamă să fim, pentru că astfel ne otrăvim, ne otrăvim singuri și Dumnezeu să ne ajute la acestea și avem atâtea oportunități în fiecare zi. Și mi-a plăcut ce a spus și fratele Radu data trecută, că cum s-a otărât să, să sune pe cineva și să-L îmbărbăteze, este un lucru deosebit de care biserica, trupul lui Hristos are, are nevoie. Are nevoie, dragi frați și surori, îmbărbătați pe cei din jur. Pentru că sunt oameni, m-a astăzi cineva din biserică și a fost dezamăgit pentru că a fost cumva vorbit de rău. Și a trebuit să l îmbărbătești și să-i spun, noi trebuie să avem privirea țintită înainte și să nu ascultăm vorbele din jurul nostru. Vedeți ce face vorbirea de rău? Vedeți ce face efectele ei, lucrurile pe care le aduce în... În viața bisericii, haideți noi să fim o pildă. Eu vreau să fiu o pildă, dragi frați și surori, dar haideți ca fiecare dintre noi care am ascultat acest cuvânt să ne luăm această hotărâre în inimă, înainte să ne deschidem gura, să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne va pune cuvintele lui.